Merge secundele? Merge secundele. Bă, hai că voi ați story time și car vlog, că nu v-am făcut niciodată car vlog așa să vă filmez eu. Nu, nu-i mașina mea, încă n-am strâns bani de mașină din donații. Dacă vreți să iau mașină mai repede, dați și voi pe membership acolo sau că clipui pe premieră. În fine, mai e până ne luăm mașina aia unui prieten, a cameramanului. Băi, hai să vă fac un story time până ajung la destinație aici. Mai vedeți și voi pe mine cum conduc. S-ar putea să se zdruncine nițel pe aici pentru că, na, suntem la țară aici și e drumul, vai morții lui, cum e fața unui buștean de 13 ani plin de coșuri, așa e aici, plin de coșuri sparte, așa și aici e plin de gropi. Hai să vă zic cum a fost când am luat eu permisul. Eu voiam inițial să dau la 18 de permis, dar am avut eu niște probleme, operații, cine mai vei pe canal știe, oricum, poate fac alt story time legat de spitalele românești. Tu zgura mătii de moșcă, ți-a luat mătă, a bandă, băga mea și... Hai că n-am voie să fiu așa agresiv, am făcut-o pentru filmare, am făcut doar un roleplay acum. Bun, și cum ziceam, aoleu, acum este o căr... Hai, treci. Treci. Bun, și cum ziceam, voiam să dau încă de pe la 18 ani, dar am fost cu operațiile și vă dați seama, spitalizări, bla bla bla, cheltuielile aiure. Și până la urmă am început, uite și un câine, am început eu să fac live-urile, s-au strâns donațiile și am zis să fac de școală șofer. Și până la urmă, prin vară, undeva prin iulie parcă, am strâns eu din donații și m-am înscris. Cât am dat, nu mai știu sigur cu exactitate, dar oricum am făcut în două bucăți. Întâi am dat jumate și tot în prima zi când m-am văzut cu instructorul, am făcut și eu o parte din fișa medicală la ortoped să vadă dacă merg bine picioarele, la oftalmolog să vadă dacă chioră-s bine ochii și la urechi dacă aud bine, dacă nu sunt surd. Și o zi mai târziu m-am dus și să fac testul psihologic să vadă ea dacă sunt nebun. Din fericire am putut să se păcălesc. După asta am început cu niște ore de legislație și sper că am făcut vreo 4 ore de legislație sau ceva de genul și m-a băgat și pe mașină. Am făcut și vreo 2 ore de condus și după aia am plătit și altă jumătate. 600 de lei sau 700 lei, nu mai știu sigur cât era. Acum s-a mai scumpit sigur, o fi vreo 1400-1600 lei școala. Am plătit și școala, așa plătești, filmează acolo, se vadă lumea ce drum handicapat aici. Mă lasă... Dar bineînțeles că nu mă lasă ăsta. Asta e vărmiu. E un chemiu, de fapt, la volan. Bine că nu l-am înjurat. A, nu conta, mă cu langurile lui. A, am înțeles asta. Deci pentru cei care nu le aveți condus, ideea că trebuie să mă lasă pe mine să trec. Mi-a sărit el în față când nu trebuia. Așa. Și cam ăștia au fost banii. Deci vreo 1200 de lei parcă școala. Pe fișa medicală am dat și pe aia vreo 150 de lei. I-am mai dat instructorului încă 100 de lei ca să mă bagi mai repede la aia, să mă examine, să nu stau la rând și așa mai departe, fără programări, la ortoped, la ORL, la oftalmolog. Și am mai dat încă 50 de lei când a trebuit să dau sala, că a trebuit să merg de la mama dracu aproape de Urziceni până la Slobozia. Și... mamă, câte gropis aici. Așa, și am zis, domnul instructor, dacă nu iau sala, nu mă mai duceți acasă, mă lăsați aici. Așa a fost. Și am mai fost cu încă un băiat, salut Ștefane, dacă vezi episodul, deși nu cred. Uite, niște minore pentru pedofilii care se uită pe canal aici. Așa. Și am luat amândoi sala cu 25 parcă și l-am sunat pe instructor. Dar să-l păcălim. L-am înregistrat, dar aveam alt telefon pe atunci, nu cred că mai am înregistrat și l-am sunat. Domnul instructor, domnul instructor, gata, am ieșit amândoi. Ce ați făcut? Da, eu 21, eu 19. Aoleu, se trăgea de păr instructorul și mai era și chel, părul scurt. Deci l-am păcălit. Când a venit așa să ne suim în mașină, noi amândoi cu capul jos și cu băiatul ăla, ziceam, domnul instructor, mai bine ne lăsați aici, venim pe jos acasă, da, da, așa, așa meritați, nu știu ce, nu știu cum, dar până la urmă m-a buvnit pe mine râsul și i-am zis, am luat domnul instructor, dar am păcălit, deci chiar a pus botul. Hai bă, că m-ați păcălit, chiar nu vă credeam în stare să picați. Da. Și cam asta a fost povestea. Dacă aveți prieteni care au dat de permis de cel puțin un an, au ei dreptul să conducă și sunt mulțumiți de instructorul cu care au făcut, atunci să vorbiți cu ei să faceți cu același instructor. Măcar așa sunteți siguri că nu o să aveți parte de un instructor nasol. Zic care să aibă permis de un an, nu de-abia luat, pentru că, de exemplu, pe mine m-a învățat, când dau cu spate în loc să mă uit în oglinzi, să întorc capul grămadă așa, gen cu mâna așa și să mă întorc, dar eu nu prea pot că mă doare spatele. Și mai sunt diferite chestii pe care, nu neapărat că m-a învățat greșit, instructorul nu te învață
un fel de, cum să spun, condus universal pentru orice mașină. Te învață să strigi pentru mașina aia pe care o are el, cu care el învățată și fix în felul său. El putea să se întoarcă așa că era și Mario, nu prea pot. Da. Și cam asta e faza. Deci dacă vreți să vă apucați de, de șoferie, sigur vreo 1500 de lei trebuie să aveți. Să faceți chestionare cât mai multe. Eu n-am cumpărat deloc cartea, doar am fost la orele de legislație și am făcut într-una chestionare, școalaauto.ro sau ceva de genul. Și cam atât, să fiți atenți la ore și după ce vă luați permis să nu vă pună dracu să vă luați mașini scumpe sau BMW-uri, că nu recomand deloc. V-aș recomanda prima voastră mașină să fie un jung, 1000-2000 de euro maxim și atâta. Să nu depășească 150 de cai putere. Să nu depășească 150 de cai putere, să nu fie cu 300 în bord, să nu fie tracțiune spate, ceva, pentru că oricum o să o bușiți. Chiar dacă ați condus înainte pe câmp sau ceva, tot o să fie riscul să o riscați. Și măcar așa, dacă nici n-am lemn să bat aici eu care sunt păcătos, în fine, Doamne ferește să o bușiți sau ceva, măcar fiind o mașină ieftină, o dați dracu la fier vechi, nu mai stați să o reparați și ce văd de la fier vechi, mai pune și vă luați alta. Și asta zic. Ca să vă dau și o recomandare de mașină de începător, abar n-am. Cât mai ieftină și să nu mănânce ulei de gătit. Cam atât. Hai. Vreau să scrieți comentarii câți dintre voi aveți permis, cât, nu știu, ați luat la sală, la traseu și ce mașini vreți să vă luați. Hai. Pe data viitoare. Ciao, les.